Doamne și domnilor, bună ziua, bună seara! Libia, Libia, nelitica, licice la beleța i fiola. Adresez tuturor românilor să se uite la podcastul cu Horia Brenciu, pentru că e dat în... Tovarăși! La momentul ăla mi-a rămas iarăși o chestie foarte tare în cap, că în timp ce tu aveai concertul, era o doamnă care lucra la sala Palatului, care a plecat și zic, să rămână, ce faceți? Păi la cât cântă Horică, zice, te duci, ai mâncarea pe foc, o pui, mănâncă copilul, culci copilul, te întorci și el mai are de cânta. Eu plec. Știi? Vezi că eu mi-am adus și niște catrafuse, o să stau o săptămână în Academie. La umbra nucului bătrân. Dacă mi-ai fi spus de treaba cu acordeonul, îmi dădeam și eu cu revulsit la mâini. Domnule și domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint pe... Ciorănescu, es una stela, stela, ma dimitroga, ma divisiamo, siamo, e bora, bora, si fa. Semnăm pe 2 ani. Lasciatemi cantare, chitarra e mare. Omul care a venit în România datorită unei firme de tricotat, Antonio Passarelli. Exact. When the stars make it through, just like pasta fazul. Pastafazule. Pastafazule. La 17 ani ți-ai început activitatea în bucătărie. Ce ai făcut prima dată? Sperator de vase, 16 ani jumate, să fiu precis. Eu sunt mai mult român că italian. Hai să spunem drept și fără ocoliști. Ma tanto, tanto bene sai. Semen cu... Ia uite, bă, dar exact, după voce, semen cu ăla de la televizor, zi. Și îi spune asta, nu spuneți că mă comparați cu nesimțitul ăla de la televizor, cu fularul, cu dezbrăcatul. Ce, aoleu! Eu dacă îl văd pe ăla, îi dau una în ochi. Ăla e un nesimțit, dom'le. L-ai văzut cum ia la mișto toată lumea? Nu se poate. Și dom'le, dar dă-te dezbrăcatul ăla, că semen și la voce cu el. Zic, nu-mi permit așa. Zic, dar eu sunt. Vă iubesc! Vă iubesc, ce vă dau? În 1987 ai renunțat la competițiile de mașini. M-am dat peste cap de 7 ori. Te-ai dat peste cap de 7 ori? 6-7 ori. Wow. Eu nu l-am văzut. Eu spun ce au văzut alții. Și cum vă spuneam? Bravi! Nu se poate, bă. Ce dracu mi-ai pus aici, bă, brânzeturile astea? Asta mi-o pui la pachet, că nu mănânc aici.